Următorul meci se dispută la categoria 95 de kilograme. Primul sportiv care intră în cușcă vine din Budapesta. Are 31 de ani, 1,85 m și 94 de kilograme. Revenim în direct la Fight Night MMA All-Stars. Și ce meciuri am avut în această seară. Iar gala nu s-a terminat. Mai avem 4 dintre cei mai cunoscuți și mai valoroși luptători de Mixed Martial Arts din România. Adrian Preda se bate în următorul meci cu acest Ianoș Finfera, antrenat de Gheorghe Sándor la Pitbull Team în Budapesta, 31 de ani pentru acesta, cu un an mai tânăr decât Adi Preda. Se bată cei doi la 95 de kilograme, însă trebuie să spunem că Adi Preda nu își pune în joc centura de campion la această categorie. Este pur și simplu un super fight. Are 7 lupte disputate Ianoș Finfera, toate 7 s-au încheiat prin knockout. Pe 3 le-a câștigat, pe celelalte 4 le-a pierdut. Deci e o probabilitate destul de mare să vedem un knockout la meciul pe care îl va disputa Adrian Preda în fața acestui ungur. Tot 7 lupte disputate și pentru Adrian Preda. El are 4 knockout-uri reușite în carieră. O altă victorie prin finalizare, un meci câștigat prin decizie și o singură luptă pierdută, aceea prin finalizare. Îl vedem din nou pe Cristian Ciocan împreună cu iubita. Cine știe, poate îl vom vedea pe Cristian Ciocan luptând pentru o centură mai importantă. Deocamdată este campion european la box. Poate fi anul său 2015, însă Ciocan poate avea meciul mult visat cu Klitschko. Să ne întoarcem la această gală, Finfera, o colecție impresionantă de tatuaje pentru acesta. O colecție impresionantă de victorii, în schimb, pentru Adi Preda, unul dintre cei mai compleți luptători de Mixed Martial Arts din țară și extrem de experimentat. A luptat și el în acele gale Strikeforce de care vă spun, care au fost practic primele gale de Mixed Martial Arts adevărate din țară. Șapte meciuri pentru Preda, la fel ca adversarul său. O singură înfrângere pentru acesta, 4 knockout-uri și o finalizare reușite de Preda, un meci la decizie. Sportiv extrem de puternic, de rapid și de talentat, practicant de lupte libere în tinerețe. Apoi a început să practice și kickbox, iar de câțiva ani se antrenează și în jiu-jitsu brazilian. Este centura albastră la Absoluto Fighting Center. Este primul sportiv Absoluto care intră în cușcă în această seară. Urmează Pitbull Atodiresei și bombardierul Pascu. Da, Adrian Preda este și primul luptător din România care a reușit să câștige o centură Romanian Extreme Fighting. Așa cum ai spus și tu, Florian nu își va apăra centura în fața lui Finfera. Adi vedem, Preda. Scuze, Florian, vedem sala polivalentă aproape plină la această gală de MMA. Într-adevăr, poate este cea mai importantă gală de MMA organizată în România. Da, și un succes enorm. Este extrem de greu să umpli sala polivalentă din București, însă iată că au venit între 4-5 mii de spectatori. Să nu uităm de succesul înregistrat de alte marțiale mixte în toată țara, Butușani, Sibiu, Brașov sau Turnul Severin, acolo unde sălile au fost pur și simplu arhipline. Da, la fel și Mamaia Constanța. Ne pregătim de meci. Finfera cu short verde, Adi Preda short negru. Începe meciul. Extrem de atent Adi Preda.
ce lovitură din partea lui Preda, care intră la picioare și zboară pur și simplu Finfera. Adi Preda se grăbește aici puțin să treacă în control deasupra. Parcă au luat pe sus un luptător de la categoria 65 de kilograme, nu unul de la 95, Adi Preda acolo. Extrem de puternic și o tehnică desăvârșită, nu trebuie doar forță pentru a ridica pe sus un luptător de 95 de kilograme, ci și tehnică. Lovituri puternice pentru Preda, Finfera pare că nu are răspuns în această poziție, însă încearcă să se ducă după un picior acolo, mi s-a părut că atacă un heel hook Finfera, care continuă să primească lovituri, niciun răspuns din partea ungurului până acum. Trece Preda în control deasupra în cele din urmă. Cât de pornit a intrat în meci Adi Preda, cred că Finfera nici nu-și dă seama ce se întâmplă cu el în acest moment. Reușise pentru moment să se lipească acolo de Preda și să se protejeze Finfera. Foarte repede l-a îndepărtat de acolo Adrian. Trebuie să își dozeze efortul bine Adi Preda, pentru că acum lovește mai mult în blocaj și este posibil să săbuțească. A încercat o americană, însă a reușit să iasă Finfera, care în continuare nu are absolut niciun răspuns de pe spate. Am văzut două victorii venite din această poziție în această seară. Preda, îl vedem cu nasul spart. N-am văzut o lovitură puternică a lui Finfera care acum încasează lovituri, se întoarce cu spatele. Se protejează cât poate cu palmele acolo Finfera, dar însă arbitrul oprește meciul. Adrian Preda reușește o nouă victorie. Iată-l pe Finfera, ce gâlmă are. Cui are acolo? Să sperăm că nu vom revedea acel cui pe care s-a văzut cu mulți ani în urmă la meciul din Chioan între Lebaner și Cyril Labidi. Da, o victorie rapidă pentru Adi Preda. N-au fost lovituri foarte multe în plin, însă Ianuș Finfera s-a întors cu spatele, iar când face acest lucru înseamnă că ai renunțat la luptă. Este un limbaj al corpului care nu poate fi interpretat altfel. Vedem pe Preda cu nasul spart, iată și această intrare la picioare, i-a arătat foarte bine stânga, a intrat la double leg, îl ridică prima oară, Finfera reușește să se apere, iar apoi iată cum zboară pur și simplu prin aer. Adi Preda mi s-a părut că a intrat puțin tensionat în acest match și a dorit să termine foarte repede partida. A și reușit, însă a suferit acea accidentare care până la urmă nu mai contează. Campionul de la 95 de kilograme își mai aduce în cont o victorie acest final de an. Iată-l pe Finfera cum se întoarce la finalul meciului. Acestea sunt lovituri, nu sunt foarte puternice, mai mult în mănușă, însă când te întorci așa cu spatele, nu te aperi inteligent așa cum se cere în regulament și spui practic că vrei să renunți la meci. În prima rundă, colțul roșu, câștigă Adi Preda prin knockout tehnic. În prima repriză ne pregătim de meciul lui Pitbull Atodiresei după o scurtă pauză.